Sportivii din cadrul secției de canotaj a CSM Călăraș au câștigat 7 medalii la Balcaniada de juniori 1 și 2 de la Belgrad. Astfel, la această competiție au fost obținute 3 medalii de aur și 4 medalii de argint. Sportivii călărășeni care s-au întors acasă medaliați sunt Cristina Florentina Drugă, care a câștigat 2 medalii de aur, Gabriela Diana Paraschiv, medaliată cu aur, Maria Guzran, argint, Ana Maria Mătran, argint și Valentin Nedelescu, care a câștigat 2 medalii de argint. Vorbind despre rezultatele de anul acesta, cu multă bucurie amintesc sau anunț faptul că am avut o participare numeroasă. Această Balcaniadă s-a desfășurat în Serbia și noi călăreșenii, prin sportivii noștri, am reușit să obținem 7 medalii, dintre care 3 de aur, prin Drugă Cristina, fostă campionă europeană în 2 probe, Paraschiv Gabriela, una dintre medaliate la Campionatul Mondial de Juniori de la Tokyo, prin doi sportivi care se afirmă puternic în ultima vreme, Matran, Ana Maria, care practică canotajul doar de un an jumate. O să mai vorbim despre Matran Ana Maria. Este un copil cu totul și cu totul excepțional, pe lângă numeroasele capacități, calități fizice pe care le-a demonstrat, are și calități psihice excepționale, dorință de a munci, dorință de a se realiza, încredere în forțele proprii, este conștientă de valoarea ei, deși a descoperit de curând acest sport. Cu aceleași cuvinte am vorbit despre Elinca Adriana, care în 3 ani de zile a ieșit campioană mondială, și rog călărășenii să o urmărim pe această sportivă, Matran Ana Maria, care promit că va avea rezultate cu totul excepționale. Alte medalii de argint am mai obținut Guzran Maria, care în acest moment este găzduită sau face pregătire la Centrul de Pregătire Național de la Iași, și un sportiv care a apărut de curând, Negulescu Valentin, care a obținut 2 medalii de argint în proba de 4 rame și 8 plus. Da. Deși avem mari probleme datorită subfinanțării să susținem acești sportivi, a susține CSM Călăraș, a susține acești sportivi, înseamnă a asigura condiții, în primul rând, de cazare și de masă. Cheltuielile sunt foarte mari, pentru că știți foarte bine, au tot crescut prețurile la energie electrică, la energie termică. Suntem obligați să alergăm să facem rost de bani pentru a acoperi aceste cheltuieli. Nefiind din localitate, pentru că Federația Română de Canotaj are un sistem organizat foarte bun și tocmai datorită acestui sistem se obțin rezultate. Ce înseamnă acest sistem? Există niște criterii foarte stricte de selectare și includere în grupele de pregătire și de accedere la loturi naționale. În primul rând, aceste calități se referă la parametrii copilului, parametrii însemnând înălțime, anvergura brațelor. Fără acești parametri, care s-a demonstrat științific că influențează enorm în bine rezultatele sportive, noi nu putem face selecție. Și Călărașul fiind o zonă cu un pic mai mult soare, o zonă unde calitățile copiilor sunt de viteză și de mânare, mai puțin de rezistență, unde tineretul nu are o înălțime cum este cerută la unele sporturi, basket și chiar canotaj, anvergura de care am zis eu sau înălțimea. Și criteriile fiind foarte stricte, noi nu putem selecta copii doar din Călăraș. Cel mai convenabil ar fi să lucrăm cu copiii călărășeni din municipiul Călăraș sau din județul Călăraș. Problema este că acești copii super dotați, pentru că doar un copil cu calități cu totul excepționale poate atinge marea performanță sportivă. Deci nu îi găsim întotdeauna în Călăraș. O avem pe Paraschiv Gabriela, care e născută, crescută în Călăraș, nu avem probleme de cazare și de masă cu ea, a obținut medale la campionatele mondiale de la Tokyo de junior, dar marea majoritate a sportivilor sunt selectați din alte localități. Și de regulă provin din familii cu probleme. Mulți copii în familie, care nu pot fi susținuți de părinți, dar care au tot felul de lipsuri acasă și care aleg această cale de realizare a sportului de performanță. Deci nu sunt susținuți de părinți pentru cheltuielile, cel puțin de masă. Noi nu avem asigurați acești bani
pentru a găti 3 mese pe zi calde aproape toată perioada anului pentru acești copii și din această cauză ne simțim obligați, deși nu ne obligă nimeni. Nimeni nu ne obligă pentru a efectua pregătirea cu acest copii, să facem rost de bani, să cumpărăm produse alimentare. Am înființat cantină la Clubul Sportiv Municipal Călăraș și să le asigurăm masa acestor sportivi. În acest moment este una dintre cele mai mari probleme a noastră. Să găsim bani ca să nu închidem cantina.